Jasné. Bădi, ce nu știam că arată așa pe aici. Deci asta este clădirea în care se află hotelul meu, dacă vă vine să creți așa ceva. Asta numai chelăriță nu e. Nu vi se pare? Stați să-mi aducă meniu. Hai iubire, adu meniu. Yes, thank you. Da, mă, arată foarte bine chestia. Bună seara sau dimineața sau nici măcar nu știu când o să postez acest video. Bine ați revenit la un nou video needitat marca Backpack Your Life, în care nu cred că o să-mi vedeți moaca, pentru că voi filma cu camera de pe spate a telefonului. Context, exact acum am plecat, exact acum. Am plecat acum 3 ore din Taichung, am ajuns în Taipei. Mi-am făcut check-in-ul la hotel și mi s-a părut extrem de interesant acest hotel în care stau și m-am gândit că ar fi drăguț să vi-l arăt și vouă. Se află undeva la vreo 250 de metri de aici, dar în direcția cealaltă. Eu acum am ieșit ca să îmi cumpăr ceva de mâncare și mi-a venit ideea să fac acest video amărât, needitat, astfel încât să vi-l arăt și vouă. Dacă vă întrebați de ce am făcut eu 3 ore din Taichung până aici, pentru că sunt prost, cum vă spun de obicei, am făcut o greșeală foarte mare. Din Taichung City trebuie să iei un tren pentru a ajunge la High Speed Rail. Eu am luat un tren, doar că am uitat să cobor, la fel ca în România. De data asta a fost parțial vina mea, parțial vina trenului, ca să zicem așa, sau pana mea, nu știu cum să spun. Pentru că trenul trebuia să facă 2 opriri, acele 2 stații erau închise. Eu nu știam chestia asta și evident că eu am pus prima stație, prima oprire am pus-o ca fiind prima stație, deși era deja a treia stație, nu am știut treaba asta. Google Maps-ul nu funcționa, adică funcționa, doar că nu se mișcă omulețul, nu-ți dai seama ce se întâmplă, am mai pățit treaba asta de câteva ori. Și de aceea am pierdut, cred că, vreo oră și jumătate cât am mers până m-am întors, dar am luat High Speed Rail-ul cu care am ajuns extrem de repede în aproximativ 40 de minute din Taichung până aici. Hai să traversăm. Vreau să vă spun acum ceva pe canal, poate nu știați, dar Bogdan Pricope mi-a făcut mie o mărturisire, a tras o grămadă de vloguri în ultima perioadă, le-a filmat cu telefonul mobil, frate. Și eu zic, bă, dacă Bogdan Pricope poate cu telefonul mobil, păi atunci trebuie să pot și eu, mă, cu telefonul mobil. Zona asta în care mă aflu acum se numește Taipei Main Station. Bine, sunt undeva la vreo 700 de metri de Main Station. Am ales să stau aici pentru că vreau să fiu foarte aproape de Taipei 101, clădirea aceea ultra renumită, și pentru ultimele 2 zile pe care le-am aici în Taiwan, am zis să stau și într-o zonă nu atât de... Adică mie cel puțin nu mi se pare că e atât de cool aici unde stau. E interesant, dar pare mai puțin safe din punctul meu de vedere. Ce e aici, mă? Masaj? Se uită lumea la televizor? Da. Adică e mai local. A, uite, mă, avem acolo 7-Eleven, cred că am trecut pe lângă el numai devreme. Am venit să văd și restaurantul ăsta de aici. Acolo e 7-Eleven, nu? Și mi se pare foarte luminat. Dar nu vreau să mănânc seafood, frate. Deci să mor eu dacă am chef de seafood. Deși arată bine ce mănânc oamenii ăștia pe aici. Ia, mă, să mănânc ceva aici, ești nebun? Și aici tot seafood. Da, bă, nu mai seafood se mănâncă aici. Gata, mă, hai că mâncăm ceva aici. O să fie interesant de tot. Da? Ia uite și pe asta. Asta numai chelăriță nu e. Nu vi se pare? Stați să-mi aducă meniu. Hai iubire, adu meniu. Yes. One beer, yes.
Mamă, deci uitați-vă și voi aici, ești nebun? Mi-a dat asta? Ce dracu să aleg de aici? Fata mea, ce pot să aleg de aici, ești nebun? Bine că mi-aduce bere, măcar. Deci ce mănânc eu de aici, mă? Da, e bunuța asta, e puțin grăsuță. No. I don't understand, but. I want that. Mm-hmm. Yes, thank you. Da, mă, arată foarte bine chestia aia. Nu? Aha. Yes. Mamă, dacă îți vine să crezi, mi-am uitat portofelul la hotel, frate. Bă, să-mi bat piciorul. Mamă, stai să vă, cred că am niște mărunt aici. Să-l las pentru bere. Bă, cât de prost sunt, frate. Cum să uiți, mă, la hotel? Bă, gamea și piciorul în mine, de tâmpice sunt. Da, mă, l-am uitat. Da, eu acum sunt în hotel. Doar că nu vreau să vă arăt cum se prezintă hotelul. Că asta este subiectul videoului până la urmă. Dar am venit să iau... Să iau portofelul, evident. Și evident portofelul era aici, lângă pașaport și lângă cameră. Bine că l-am găsit. Gata, mă, mi-a adus doamna mâncarea. Frumos. Și să luăm niște orez. Acum, eu le iau de aici sau ce? Bă, frate, cum se face aici, mă? Eu iau orezul? Eu nu înțeleg cum. Sorry, some rice? Rice, yes. Ah, like this, ok, thank you. Da, mă, nu știam că trebuie să desfac eu asta. Așa. Now we're talking. Arată bine ce e aici. Și totul arată așa cum trebuie să arate. Nu credeți? Să vedem cât o să coste. Stați că eu mi-am adus portofelul, dar nu am uitat să văd dacă am cash, mă. Asta e problema pe care o am tot timpul în ultimele 2-3 zile de stat într-o țară. Ia, am, da, mă, deci am 500 de ăștia care trebuie să fie de ajuns și mi-am niște bați pe care o să-i schimb mâine. Da, în ultimele zile de stat într-o țară eu nu prea scot bani sau încerc să scot mai puțin pentru că știu că plec și nu vreau să rămân aiurea cu cash. Îmi pare rău, v-am spus că nu o să mă vedeți, dar din păcate sau din fericire trebuie să mă vedeți pentru că mănânc. Ok, it's ok, thank you very much. Uite că a venit fata asta, voia să-mi ia berea din față, sunt doar de pahar, dar eu țin practic rezemat telefonul de bere. Hai, mă! Așa, să vedem ce avem aici. Ah, cât de bun trebuie să fie ăsta. Ideal, și cu puțin lemongras, cu niște... Roy. De cât e de greu de comandat la restaurantele de genul ăsta, pe atât de bună e mâncarea. Gata, am mâncat aproape tot. N-am putut să bag ghimbirul ăsta întreg, pentru că este mega dur și acum să plătim. Habar n-am de plătit. Dar și o întrebare așa, pentru fiecare persoană trebuie să plătă la imprimantă chestii de-astea? Ia uite și pe asta ce drăguțe. Bine că mă joc cu zoom-ul când nu trebuie. Are, doamnă, sper să ajungă aia. Method. A, e bine, e tot. Yes. Thank you. Ia uite și pe asta. Tu ești bine de tot cu tatuajul ăla. Așa. Deci tot ce am plătit aici a fost 150, orezul și cu ce era mai aia? Sepie. Sepie, m-am mâncat, deci nebun, sepie. Așa, cu sepie și cu berea, 150, deci cât mă, 4, $5. Na. Hai să vă arăt.
hotelul, subiectul vlogului. Așa, deci, ăsta este un bulevard principal, îi zice, cred că e principal, Changan, așa, în section 1. Ștergem telefonul iarăși. Pe filmare. Așa mă, deci am ajuns din Taichung și evident că mi-a rezervat hotelul pe drum. Adică, cât eram în tren, pentru că n-aveam ce să fac, mi-a rezervat hotelul. Și aceasta este zona. Uite-mă, un restaurant drăguț aici. Chiar cred că mult mai drăguț ca la care am mâncat eu. Aici avem o frizerie. Trebuie neapărat să mă tund mâine. Uite aici, nail lady. Evident că... Mamă, e real. Și aici sunt tâmpenii din astea? Ia mă, hai să o forțăm aici. Ia. De ce luăm? Hai să încercăm asta. Praf. Stați că nu mă las. Mai am două de-astea. Ia să vedem aici. Încercăm pe aia din spate. Ia. A, nu merge. Mai așa trebuie. Ia. Pe dracu. Și hai să mai încercăm încă una. Hai să încercăm de aici ceva dulce. Poate aș câștiga ceva. Hai, boss. Să fie cu noroc. Please. Yes. Măta. Trăiască. Nu mai contează. Da. Așa. Am arătat acest hotel și în momentul în care am ajuns, frate. Deci, bă, în momentul în care am văzut hotelul, din afară, o să vă arăt imediat ce am făcut. Mai devreme erau niște băieți super dubioși aici care stăteau. Au primit o amendă. Pentru că, nu știu, au spart chestia asta, nu știu dar să nu poate. Erau aici băieți, erau un tip de la poliție. Nu știu dacă știți, dar Taipei la fel este un oraș de ăsta enorm. Majoritatea orașele din Asia sunt orașe foarte mari. Pentru că sunt foarte mulți oameni aici și de aceea sunt foarte mari orașele din Asia. Aici e mâncare, da, dar nu cred că acum. Ok, deci acum reconstituim exact ce s-a întâmplat. Exact cum au mers lucrurile. Eu am ajuns frumos cu taxiul. Taxiul m-a lăsat aici. Și din taxi când m-am uitat în sus, am văzut hotelul ăsta, frate. Deci ăsta este hotelul. Scrie acolo sus, e reclama hotelului. Am coborât din taxi și m-am dus aici. M-am pus frumos jos și am început să caut pe Booking. Am zis, bă, știi ce? Eu nu stau aici nici dacă vine cineva și mă violează. La mine este extrem de important cum arată un hotel pe din afară, iar ăsta arată deplorabil. Cred că, așa pe din afară, este cel mai urât loc în care am stat vreodată până acum. Așa, deci pe aici este intrarea. A, da, și în momentul în care am început să caut pe aici, nu am găsit ceva decent prin zonă și la un preț ok, pentru că azi nu știu ce sărbătoare e și extrem de greu de găsit un hotel mai decent. Am zis, bă, hai totuși să vedem cum e. Și am văzut aici scrie frumos 7th floor. Evident că n-am înțeles ce înseamnă pentru că sunt prost. Și am intrat, m-am uitat aici, n-am văzut pe absolut nimeni. Și după care m-am plimbat, am văzut steagul, ce este, mă, ce steag este, frate? Bă, interesant de tot, habar n-am ce steag este. Așa, am mers pe aici. Asta nu știu ce sunt boxe, cum era la noi, cum aveam eu la bloc. Nu știu dacă voi aveți, bine, cu siguranță, mai toți aveți. Astea sunt boxe sau apartamente? Dacă sunt apartamente, mi se pare destul de ciudat să fii atât de obsedat, frate, să pui chestia asta. Chiar așa se fură. Ia mă, ce e aici? Bine, bun. Băgam mâna pe aici, stricam tot. Ia stai. Bă, deci eu nu știam că arată așa pe aici. Deci asta este clădirea în care se află hotelul meu, dacă vă vine să creeți așa ceva. Fură mă, dar și ăștia sunt Under Armour? Nu mă, Reebok, hai că-s prost. Bă, să știți că eu spun de multe ori că sunt prost, dar eu nu cred asta despre mine.
Deci să nu vă face, uite, Jordan, nu? Sau Puma. Jordan sau Puma. Așa, eu să știți că nu cred asta despre mine, deci nu vă faceți voi speranțe că mă consider eu prea prost. Ia, frumos, deci etajul 3. Haideți să vedeți acum ce interesant este totul în acest hotel. Deci ați văzut în acest hotel, în acest loc, ați văzut cum arată asta, cum îi zice, cum arată clădirea, da? Și v-ați gândit că asta este una dintre camerele mele. E, nu e așa. Și pac, intri în lift și în momentul în care intri în lift, hai să vă duc mai întâi la recepție. Deci în momentul în care intri în lift zici, what the fuck is this? Hai mă, ce toate camera murdară, 166 ori. Așa. Intri lift și zici, mamă, frate, what the fuck is this? Nu-ți vine să crezi că liftul pare să fie atât de decent la o clădire atât de urâtă. Deci cât de mișto ar fi dacă această cameră ar avea și pe wide zoom. Ia uitați, stați puțin, pac, pac. Și a intrat. Și când a intrat, deja s-au schimbat puțin lucrurile. Nu, nu problemă. A intrat frumos. Asta e recepția. Extrem de drăguță, extrem de curată, băiatul ăsta e super de treabă. Ia uite, fun, Taipei, map. Deci sunt în toate culorile posibile. Undiscovered map, hai să luăm asta. E mai interesant, undiscovered. Săracul băiat s-a panicat, floor scent. Așa, nu înțeleg de ce nu bagă și la wide screen, la wide camera. Să bage, să fie F mai micuț, ca să se deschidă mai mult diafragma. În fine, deși pe aici se coboară, uitați cât de frumos. Cât de frumoase pot să fie scările aici. Watch your head. Am eu un... Aproape lovesc aici. Am un 85. 84, 85. Așa. Și așa sunt camerele. Pe din afară, evident. Sunt camere single. Chestie ciudată. Rar vezi camere single. Sunt camere duble și camere duble... Ia mă, deluxe, deluxe room. The largest branch in the fragrance family, one that outshines all the others. Iar aici este camera mea, dar înainte de a intra în cameră, haideți să vedem cum arată emergency exit-ul. Ah, evident, e jegul ăsta așa. Da, deci nu știu cum au reușit să facă așa, să igienizeze toată zona asta, știți? Care să arate bine. Și acum, fiți atenți, am lăsat frumos în camera aerul condiționat pornit, îl coare, zbang și... The room! Welcome to the room, my friend! Deci, facem un room tour, frumos intri, e destul de măricică camera, avem frigider, avem chestii pe aici, mi-a dat două cartele. Asta îmi place, că mi-au dat două cartele. Știți că de obicei se poate întâmpla să-ți dea o singură cartelă și când ieși din cameră trebuie să o scoți și nu poți să-ți bagi nimic la cărcă, nu poți să așa absolut nimic la încărcat. Dar ăștia mi-au dat aici frumos două cartele, cum e și normal, cameră dublă, două cartele, da? Ah, hai baia! Frumos! Ei, ce-am făcut, mă? Așa. Baia este decentă, cam micuță, dar ok. Camera mare. Deci chiar este o cameră mare, televizor, nu știu când a fost ultima oară când am deschis eu un televizor din ăsta, cum îi zice, prin vreun hotel. Frumos patul, hai să mă duc în extrema dura, în extrema asta, încât să vă arăt frumos așa. Vedeți? Vedeți mai cămăroaia, aerul condiționat aici, care din păcate acum observ că nu e foarte puternic pentru că nu e atât de rece în cameră. Pe cât mi-aș fi dorit eu. Și view-ul. Ăsta este view-ul. Nimic special, nimic senzațional. Dar această cameră, în mod normal, costă undeva la 28 de dolari. Dar astăzi, pentru că este sărbătoare, v-am spus, am dat pe două nopți 74 de dolari. Deci este 37 de dolari. Ok, asta a fost. Doar asta am vrut să vă arăt. Mi s-a părut interesant hotelul. Am și mâncat ceva drăguț, eu zic că e interesant. E unul dintre cele mai dubioase hoteluri pe care le-am
în care am stat până acum. Adică din afară urât și cum intri e drăguț. În general se întâmplă altfel. Din afară e frumos și când intri camera e super nașpa. Ok, e rezervat pe Booking. Mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine. Ne vedem și pe Instagram, Cătălin Backpacker Life. La revedere, pa, pa!